Mulțumesc pentru invitație, este și o onoare și o plăcere în același timp, cele două ne fiind întotdeauna cumulativ obligatorii, să fiu în fața dumneavoastră. Am încercat să aleg o temă care, vă spun de pe acum, pe mine mă pasionează, clar. Nu o să pot să spun la această intervenție suficient de multe dintre cele pe care le-am analizat în legătură cu cauza cererii. Este o temă de genul, sau instituția cauzei cererii, este genul de instituție suficient de dematerializată, să zic așa, încât să scape unei analize uzuale și unei preocupări de zi cu zi, dar, pe de altă parte, este o instituție care poate să genereze nu numai diferențe în abordarea unui proces sau soluționarea diferită a unor căi de atac, dar veți vedea sau vom vedea că ea uneori poate să producă, sau abordarea noțiunii de cauze poate să producă diferențe chiar la comportamentul proceselor în general, adică la schimbarea sistemului judiciar în ansamblu. Sper să nu vorbesc cuvinte prea mari, să folosesc cuvinte prea mari, dar veți vedea că cel puțin în alte sisteme, cum ar fi cel francez, chiar a produs astfel de consecințe o simplă schimbare jurisprudențială a noțiunii de cauză, care nu este de total străină nici tendințelor din dreptul românesc. Cam atât despre, mi-am justificat, să zicem, abordarea temei și, sigur, și în contextul în care vorbim de o conferință care marchează 30 de ani de școală de drept în cadrul INM-ului, evident, am încercat să mă desprind de discuțiile de ordin pur practic, gen forma actelor de procedură sau, eu știu, fel de fel de clinciuri de ordin procedural pe anumite instituții și să mă duc într-o zonă, să zicem, care să aibă legătură cu simbolistica unei perioade lungi, adică cu o simbolistică istorică, dar fără să mă îndepărtez prea mult de la, totuși, interesele practice pe care le avem. Sper să fi reușit să fac această combinare a celor două aspecte. Am structurat în trei părți. Prima parte și cea mai scurtă, de altfel nu, cea mai scurtă de concluzii. Prima parte se referă la noțiunea de cauză a cererii, a doua, cea mai substanță, reprezintă consecințele sau aplicațiile practice ale definiției pe care o dăm cu privire la cauza cererii și, în fine, spre final, ne vom îndrepta spre concluzii. Toate acestea în aproximativ, cât avem aici, aproximativ o oră, cam așa, o oră și ceva. E abordabilă. În primul rând, legată de cauză, n-are rost să spun că este o instituție care produce, e clar, impact în mai multe instituții de drept procesual civil. Și aici vorbim de cererea de chemare în judecată, vorbim de litispendență, vorbim de autoritatea de lucru judecat, vorbim de apel, atunci când discutăm despre limitele efectului devolutiv al apelului. Anumite reverberații le are chiar și în materia recursului, deși mult mai diminuate, și, evident, revizuirea care decurge, practic, din problemele de autoritate de lucru judecat. Mă refer la revizuirea pentru hotărâri contrare. Prin urmare, este un concept, l-am definit eu ca fiind un concept teoretic, care mai are o particularitate. Cum vom vedea, el nu are o definiție legală. În lipsa unei definiții legale, cei care stabilesc definiția sunt fie doctrina, fie jurisprudența, fie și unii, fie și alții, în orice caz, la final, decide jurisprudența. Doctrina arată numai niște tendințe, dar dacă Curtea de Casație la un moment dat va da vreo definiție, probabil că aceea va fi definiția care va fi aplicată. Și acum asta arată ceva, pentru că e o instituție care este supusă tot timpul reanalizării, reevaluării. Nu avem încă un status clar al ei la ora actuală în dreptul nostru și o să vedem câteva comparații pe care o să facem în alte sisteme de drept compatibile. Și când mă refer la asta, mă refer la cel francez, cel italian și cel belgian, care le-am luat ca modele, pentru că mi se par cele mai apropiate de zonă, adică cele din care poți să valorifici
ceva într-o compatibilitate cu dreptul nostru, și ei au aceleași probleme legate de definirea conceptului de cauză. Chiar și dreptul german are, dar el nu e chiar atât de compatibil cu dreptul nostru. Noțiunea. Prima, am conștientizat faptul că nu avem o definiție legală, ceea ce nu înseamnă că noțiunea de cauză nu apare în mod expres prevăzută. Deci nu avem o definiție legală, dar noțiunea este legală. Ea nu beneficiază de un enunț, dar apare ca atare în mai multe... Nu se aude suficient? Dar apare totuși în mai multe texte din codul de procedură civilă. Este foarte adevărat că el apare nespunându-se prea bine despre ce este cauza cererii sau cauza acțiunii, dar noi identificăm că în toate aceste texte, de fapt, vorbim de cauza cererii de chemare în judecată. De altfel, nici în dreptul european, mă refer la aceste sisteme pe care le-am luat, ea nu are o definiție. Cauza cererii, tocmai de aceea este supusă permanent unei evaluări jurisprudențiale. Da, să vedem totuși cum a definit-o doctrina. Am încercat să fac o trecere în revistă, dar nu chiar de la calendele grecești, ci am luat-o mai din coace, a definit noțiunii de cauză, a cererii, și vedem că profesorul Ciobanu, de exemplu, în tratatul care rămâne de referință, spune că este temeiul juridic al dreptului valorificat prin cerere. Temei juridic. Se ferește însă de a spune că este vreun articol sau vreun text de lege, ci folosește forma generică. Profesorul Deloanu e mai enigmatic și spune faptul material sau juridic care constituie temeiul legal sau fundamentul direct și indirect al dreptului sau beneficiul legal pe care una din părți îl prevalează. Adina Nicolae, doamna Adina Nicolae, în codul comentat făcut sub coordonarea profesorului Ciobanu, care altfel și în monografia privind opozabilitatea actelor făcută tot sub coordonarea profesorului Ciobanu, ca teză de doctorat, vine cu o definiție care este foarte apropiată de zona francofonă și spune fundamentul, act sau fapt juridic ori material, pe care se sprijină dreptul a cărui valorificare se urmărește prin intermediul acțiunii, împreună cu împrejurările de fapt ce au generat promovarea acțiunii. O definiție destul de compatibilă cu ceea ce definește și domnul Boroi într-un cod din 2001, dar reluat în cartea sa din 2020, împreună cu colega noastră, doamna Mirela Stancu, unde spune instituția sau categoria juridică o regulă de drept substanțial pe care reclamantul își întemeiază pretenția, după care revine și spune, având în vedere că procesul are și un angrenaj faptic și împrejurările de fapt, datorită cărora regula respectivă se aplică în acea speță. Cam astea sunt definițiile, să zicem, găsite, sigur, și se reiau, evident, sunt citate și de alți profesori. Ce definiție reținem noi? Adică ce definiție propun? Este o definiție care nu este nouă, ci ea reprezintă, de fapt, sinteza a ceea ce am spus și compatibilă perfect cu ceea ce reprezintă cauza juridică și în dreptul francez, italian sau belgian, cu o anumită valență chiar și în dreptul german, și anume, cauza cererii este situația, de fapt, implicând ansamblu de acte și fapte sau fapte lato sensu, care sprijină demersul judiciar, adică pretenția, virgulă însă, important, calificată juridic. Deci e o situație, de fapt, calificată juridic. Cu alte cuvinte, atunci când revendic, eu spun care e cauza cererii. Păi, poate să fie un contract, contractul de vânzare prin care am dobândit, poate să fie o posesie îndelungată, în cazul în care vorbesc de faptul că mi întemeiez pe uzul capiune, poate să fie un act de construire a unui edificiu și ăla să fie modul de dobândire a proprietății, în care totdeauna îi atașez o calificare juridică, spune acel contract care îmi conferă un drept de proprietate. Pot fi și contracte care nu conferă un drept de proprietate. Deja în momentul respectiv am
dat calificare. Acea posesie, cu tot ce a însemnat ea, că e utilă, că e lungă, că e așa mai departe, că a durat atât, care îmi conferă ceva, o calific. Acea construire, ea e o construcție, fără îndoială, am pus cărămidă pe cărămidă, dar eu îi atașez o calificare juridică care conduce spre pretenția mea. Întotdeauna ea are, dacă ne uităm la structura cauzei juridice, spunem că ea este bivalentă sau dualistă, în sensul că ea este compusă dintr-o latură factuală și o latură de calificare juridică. Ea este ansamblu faptic care mă determină pe mine să vreau ceva și întotdeauna acelui ansamblu faptic îi atașez o amprentă, o semnătură juridică, ca să spunem așa, că e la modă semnătura electronică, îi atașez o semnătură juridică care mă leagă pe mine de pretenție. Altfel ea rămâne fie o situație, o descriere amorfă, ce, că am posedat acolo 30 de ani și că am fost public și că nu știu ce, e o descriere, care nu mă leagă cu nimic de pretenție. Ceea ce îmi face legătura cu pretenția este exact semnătura juridică care îi dau calificării, adică propunere. Ceea ce este definiția cea mai ușor de reținut, cea mai suplă, cea care reprezintă sinteza a ceea ce s-a arătat anterior și care este în general, cu toată responsabilitatea, o spun, definiția în principiu agreată de doctrină la nivelul acestor trei sisteme care sunt compatibile cu noi, vorbim de francez, italian și belgian. Și care până la urmă și transpare și în jurisprudența noastră, deseori am văzut în hotărâri, chiar această, sigur, nu cu aceste cuvinte, evident, dar în esență cam asta s-a spus că este cauza juridică. Acum, stabilind structura cauzei, văzând că ea este bivalentă, deja cu experiența pe care o aveți, vă dați seama câte probleme pot să genereze în celelalte instituții despre care am vorbit această structură bivalentă a cauzei. Structura bivalentă însă ne mai dă ceva. Ne dă în primul rând, nu o să intru foarte mult în tema următoare, dar puțin tot fac o incursiune în tema domnului Bozeșan, o să mă scuze că n-are încotro, în sensul de recalificare a faptelor. Această structură bivalentă, în general, este tratată în doctrina europeană și din perspectiva dictonului da mihi factum, da bo tibi ius, dă mie faptele ca eu să-ți dau drept, adică ceea ce spune un judecător părții, într-un mod ideatic. Partea de fapte, de suveranitatea faptelor, revine părții, adică reclamantului. El fixează ansamblu faptic al cauzei. Judecătorul, cu unele excepții despre care o să vorbim imediat, nu are ce căuta în zona ansamblului faptic care definește motivul pentru care are o anumită pretenție. În schimb, în ceea ce privește calificarea juridică, partea are ce căuta, că ea îi atașează acea calificare juridică, dar care este o simplă propunere pentru judecător. Acolo judecătorul va fi suveran să vadă dacă aceea este cauza corectă. După ce vede el dacă aceea este, are mai multe opțiuni. Fie să pună în discuția părților, vede în funcție de ce spune partea, dacă agrează, nu agrează, discutăm imediat lucrul acesta. Dar este clar că judecătorul, dacă ne uităm la structura noțiunii, partea asta o împarte cu partea. Partea o propune, judecătorul o confirmă sau o infirmă, pentru că e foarte greu de acceptat că judecătorul ar fi legat de cauza cererii per ansamblu, cât timp situația de fapt, mă rog, acolo e treaba părții, dar ea nu corespunde semnăturii juridice pe care partea o indică, adică ea corespunde unei alte instituții de drept, pe care evident judecătorul aici începe să se manifeste. Cu limitele despre care o să vorbim. Și acum trecem la, înainte de a trece la consecințele practice, câteva distincții absolut necesare pe care le-am făcut, unele de ordin evidenței, altele de ordinul evidenței numai la declarativ, că dacă le vezi manifestându-se într-un dosar, nu mai sunt la fel de ordinul evidenței.
că prima cauza acțiunii nu trebuie confundată cu cauza cererii sau invers, asta este de ordinul evidenței, cauza acțiunii este scopul spre care se îndreaptă acțiunea și unul general, așa, nu unul concret legat de o anumită cerere. Că dreptul subiectiv nu se confundă cu cauza este clar, dar ceea ce aș menționa cu o anumită amprentă este că cauza cererii, în sensul de cauza debendii, nu se confundă nici cu obiectul cererii sau cu pretenția. O să ziceți, normal că nu se confundă, nu se confunde cele două. Totuși, am văzut practicieni, nu zic că avocați, că judecători, care nu, teoretic, nu le-ar confunda niciodată. Ei s-ar putea doar în practică să le ignore. Până la urmă o să vedeți că nemții chiar le cumplează. Deci, în dreptul german, cauza și obiectul sunt una singură, dar nu suntem acolo. De exemplu, când spun o sumă, avocați tu, sau partea, zice sumă de bani, să-mi plătească suma de bani cu titlu de împrumut, cu titlu de dobândă, cu titlu de nu știu ce. În realitate, aici e o scindare. Pretenția e numai plata unei sume. Cu titlu de e cauză, deja. Aia nu mai face parte din obiect. Chiar dacă ea se găsește scriptic vorbind în cererea de chemare judecată la categoria petit. Da, e un petit mai mult decât trebuia. De ce? Pentru că omul a vrut să fie cursiv în expunere. La faptul că el a vrut să fie cursiv în expunere, să spună că de la început ce e 500.000, să nu aștept să citești acțiunea, nu înseamnă că acea cursivitate schimbă situația. Acolo sunt două lucruri. Pretenția 500.000, cauza cealaltă. Unde, o să bine, și distinția la ce contează? Contează. Pentru că este problema acolo la aspectul limitelor intervenției judecătorului. Judecătorul nu poate să intervină pe obiect, dar poate să intervină și să lămurească cauza. Dacă ea cumva nu corespunde. Aia nu e o dobândă, ci e altceva. Nu e un împrumut, ci e o întreținere. Sau așa. Acolo are marjă de intervenție. El, scriptic, nu este interzis să interveze, ori simplu fapt că se află în petit. Se află în petit pentru că așa a făcut de la cererea. Dar, în realitate, deja e o motivare, pentru că e 3.500.000, stop, ăsta e obiectul. Pentru ce vrei tu 500.000? Păi deja pentru că am avut un contract de împrumut, pentru că am nu știu ce, pentru că am ceva, din alte motive, pentru că e o daună, pentru că e diferență salarială, sau pentru că am muncit fără să am contract. De aici pot să fie multe lucruri care se pot așeza din punct de vedere al intervenției judecătorului. De aceea, o altă diferență este între cauza cererii și mijlocul de probă care conduce la dovedirea situației de fapt. Eu am spus, ce este cauza cererii în acțiunea revendicare? Păi, este de multe ori contractul de vânzare prin care eu am dobândit sau contractul de donație prin care am dobândit un act. De multe ori care îi atașez o calificare juridică. El e translativ de program, zice translativ de proprietate, deja i-am atașat calificarea juridică. Și îl trimit la un anumit articol, dacă e cazul, uneori nici nu trebuie să-l trimit. Articolul nu e relevant. Pot să spun care generează drept de proprietate, care trebuie ocrotită conform legii. Da, e suficient. Mai departe am tot ce îmi trebuie cauză aici. Apropo de cât de lungi sau cât de scurte poți să le faci niște cereri de chemare judecată, care e o temă, să zicem, dar mai mult de redactarea cererilor decât de ce discutăm astăzi, deci probabil altă dată. Mijlocul de probă este cu totul altceva. Mijlocul de probă este chiar contractul acela, dar în sensul de instrumentul. O să zice, bine, totul e logic, nimeni nu greșește. Ba da, uneori se poate greși, de ce? Când? La autoritatea de lucru judecat. S-a închis procesul, hotărâre definitivă. Vine partea care a pierdut procesul pentru că n-a făcut dovada existenței contractului. Și ce am găsit contractul? Ei respins cererea în revendicare pentru că nu a făcut probă actului pe care își întemeia. El a identificat care e actul, a spus un contract de vânzare sau un contract de donație, un act de moștenire și așa mai departe. Nu l-a probat. Noi nu avem instituția respingerii cererii ca nedovedită. La noi se respinge ca neîntemeiat. Poate ar fi de reflectat. Dar acum nu e cazul. Se respinge ca neîntemeiată. Are autoritate? Are autoritate hotărârea respectivă. Ce spune acea autoritate? Că în baza, că
acea parte cu acel obiect în baza acelei cauze care contractul respectiv nu are dreptate. Și ea vine mâine cu contractul ce l-am găsit, fac alt proces. Pardon, e aceeași cauză. Tu ai altă probă. Cel mult poți să faci o revizuire pentru înscrisuri noi. Dacă mai ești în termen, dacă întrunești condițiile de acolo, mă rog. Nu zic că ți s-a închis viața ta, e un dezastru de aici încolo. Nu, mai ai. Dar, mă rog, trebuie să găsești acele mijloace prin care să-ți poți potența drepturile. Dar reluarea procesului, bine, am altă cauză că am găsit contractul, nu merge. Sau a pierdut procesul pe un contract, vine, am găsit un act adițional la el care schimba complet situația, desființa tot ce era în actul respectiv, fac proces din nou. Nu, ai deschis o revizuire pentru scrisuri noi, probabil depinde de cum l-ai dobândit, dacă dovedești că era imposibilă dobândirea, dacă l-a reținut partea adversă, mă rog. Dar nu pur și simplu că e altă cauză. Nu e altă cauză, e altă probă, de fapt. La fel am văzut multe procese soluționate corect, de instanțe, da, dar corect, corect, dar după zbateri multe, ceea ce înseamnă că lumea nu era chiar pe deplin dumirită, proces, revendicare, tot încheiat, formă alt proces făcut că actele respective care au stat la baza succesiunii s-au dovedit a fi, eu știu, greșite, desființate ulterior. Făcut alt proces. Nu e, e autoritate de lucru acolo. Sigur, poți eventual să faci o revizuire dacă este cazul și te încadrezi. Nu că ai descoperit un act care spunea că mai a apărut un moștenitor, te apuci și faci o nouă. Cauza e aceeași. Mijloacele, probele sunt altele și asta este foarte clar. Iar o chestiune care asta e și mai dilematică, cauza nu se confundă cu mijlocul procedural. Adică mijlocul procedural care este? Calea aleasă. Acțiune în constatare, acțiune în realizare. Contestație la executare, acțiune de drept comun. Acolo unde, mă rog, limita aia de loc unde mai putem, să zicem, că textele s-au modificat foarte mult. Cerere pe, întemeiată pe procedura cererilor cu valoare redusă, acțiune de fond. Schimbarea căii procedurale nu înseamnă alt temei. Înseamnă numai alt mijloc procesual, dar temeiul e acela, sau acțiuni, așa poți și intervenție principală. Păi dacă ai făcut pe intervenție principală, ce n-are autoritate dacă faci acțiune de drept comun? La fel și aici, de schimbarea, de multe ori părțile jonglează cu chestia asta. Am temei, acum am făcut acțiune în constatare, aia era acțiune în realizare sau invers. Păi dacă s-a respins ca inadmisibilă acțiunea în constatare și ai făcut în realizare, într-adevăr, nu e autoritate de lucru judecat. Dar dacă ai pierdut pe fond acțiunea în constatare, evident că nu o să poți realiza dreptul respectiv într-o acțiune în realizare. Și invers, evident. La fel și acestea. Deci nu intră în noțiunea de cauză. Sunt doar căi procedurale, mijloace procedurale. Și acum să vedem aplicațiile, grosul problemei. Am luat, e bine, aplicațiile sunt multe, dar totuși timpul are o anumită însemnătate și am zis că pe la 12.45 trebuie să închid și atunci am dimensionat puțin discuția. Am luat următoarele categorii. Limitele rolului activ al judecătorului versus principiul disponibilității, astea merg în oglindă, în general tratate, pentru că așa și sunt create, de fapt. Litispendența, autoritatea de lucru judecat, cea mai amplă problemă în materia cauzei, limitele efectului devolutiv al apelului și motivele de recurs și revizuirea pentru hotărâri contrare. În toate acestea, vă spun de pe acum, există o latură de cercetare, o latură doctrinară, o latură de analiză a statusului jurisprudențial al nostru, sigur, în general, ce am putut vedea din aspectele publicate, și o latură de personală care reprezintă, să zicem, și opinia celui care dezvoltă tema respectiv. Evident, dumneavoastră veți prelua informațiile, veți analiza și eu nu fac decât să arunc pe, în dezbatere o serie de probleme. Nu înseamnă neapărat că am și finalmente dreptate. Rolul activ al judecătorului. Aici, prima mare întrebare și aproape unica care apare în minte este: poate judecătorul schimba cauza cererii? Răspuns
nu putem să spunem într-un cuvânt, pentru că cauza cererii deja am stabilit că este bivalentă. Și care parte a cauzei cererii? Răspuns scurt așa cu da și cu nu e nu. Pentru că nu poate să o schimbe cu totul, dar poate să o ajusteze cu siguranță da. Păi, asupra situației de fapt, prima problemă, că am zis că așa voi trata în două, cele două componente, asupra ambalajului faptic, angrenajul acela, melanjul faptic pe care îl are partea și pe care îl toarnă, să zicem, în forma cererii de chemare în judecată, judecătorul, de principiu, nu are un rol de intervenție. El nu poate să adauge, chiar și în virtutea rolului activ, la situația de fapt, apreciată ca fundament al cererii sau chiar al apărării, altceva decât ce au vrut părțile. Și am dat câteva exemple. Iată, dacă reclamantul prezintă ca temei al cererii în revendicare un act de vânzare sau alt act translativ, instanța nu poate aduce în discuție că da, dar s-ar putea de fapt să fie acolo să fie și uzucapat. Vezi că actul respectiv poate nu e translativ de proprietate, dar cam ai 10 ani cât ai și nu mi-apare nimic. Buna credință de se prezumă. Ce zici de asta? Nu poate să facă asta pentru că practic ar aduce o cauză nouă sub aspect faptic. Nu vorbim de regulile de drept aplicabile lui. Sau dacă reclamantul își întremeiază o cerere de rezoluțiune pe încălcarea anumitor obligații contractuale. Evident că instanța poate să observe că în contract sunt mult mai multe obligații contractuale nerespectate de către părât, dar nu poate să aducă în discuție, bun, asta n-a respectat-o, dar nu-i de mare însemnătate. Dar vezi că mai sunt vreo două, trei care nu le-a respectat și alea sunt mai de însemnătate decât aia care spui tu, sau pentru care n-are justificare, pentru aia ar putea să... Evident, nu poate să facă acest lucru, nici măcar în virtutea rolului activ ca să le aducă în discuție. Aici însă, fac o paranteză, ce am citit? Am citit în casația franceză că ei, totuși, cu titlu excepțional, au găsit o categorie intermediară. Unele fapte pe care partea nu le afirmă, dar se regăsesc tangențial în actele depuse. De exemplu, într-o corespondență comercială. E, acolo rolul activ al judecătorului poate funcționa. El nu afirmă în cerere nimic despre încălcările respective, dar în corespondența comercială, în punerea în întârziere, de exemplu, le indică. N-ați încălcat aia, n-ați încălcat aia, și face cererea, rezumă la una. Acolo judecătorul nu poate adăuga, dar spune drept în jurisprudența franceză, și nu mi se pare deloc incompatibil cu situația noastră, că judecătorul poate să intervină, să vadă el chiar le vrea în sensul de motive sau pur și simplu a depus actele și erau și alea în acte și atât. Niște fapte tangențiale, fet adventis, spun ei, ceva care decurge din materialul probator. Dar cam ăsta e singura marge și oricum nu e sancționabil dacă nu o aduce în discuție, adică nu se sancționează, e un rol activ facultativ, ca să zicem așa, în cazul acesta. Corespunde mai de curând celei de-a doua bulinuțe de acolo, și anume că judecătorul poate, să, în virtutea rolului activ, să contribuie la lămurirea stării de fapt. Deci nu poate să o adauge, dar trebuie să o lămurească și, într-adevăr, ce spunem noi, în practică, în virtutea rolului activ, judecătorul poate să administreze prove în vederea adeflării adevărului. Da, care e fără îndoială. Adevărul care? Adevărul acelor fapte spuse de reclamant. El nu poate să aducă alte fapte. Acel rol activ al lui de a afla adevărul este în legătură cu realitatea celor spuse de reclamant, realitatea celor cu care părâtul se apără. Deci, faptul că judecătorul este un stăpân al probelor, un suveran al probelor, nu înseamnă că el este un suveran și al situației de fapt. El e un suveran al probelor ca să stabilească, să certifice o situație de fapt pe care însă partea e suverană în a o deduce judecății. Aici este de fapt jocul care uneori scapă, că de multe ori zice judecătorul poate să facă orice materie, de fapt poate să facă orice în dovedirea situației de fapt, nu poate să facă orice în vederea
deducerii. Deducerea situației, de fapt, e o chestiune ce ține departe. Tu, într-adevăr, trebuie să o lămurești și să o stabilești veridicitatea acesteia. Aici, într-adevăr, plaja este imensă. Și, într-adevăr, ce poate judecătorul? Dacă sunt încălcări ale normelor de ordine publică, atunci faptele care stau la baza încălcărilor poate să le atragă în proces. Acolo e clar că nu poate să invoce norma de ordine publică fără să aibă fapte în spatele ei. Dacă se sesizează, atunci acolo el poate să adauge fapte în proces. Da, deja e fapte circumstanțiate acele încălcări a normei de ordine publică. Cam așa stă situația pe fapte. Deci, intervenționism relativ redus al judecătorului, bazat mai de curând pe probarea faptelor afirmate de părți, lămurirea celor incerte puse de părți prin probe, dar neclarificate dacă fac obiectul motivării sau nu, și dovedirea aspectelor de ordine publică, acolo într-adevăr judecătorul poate. Astea sunt pe calificarea însă juridică, judecătorul poate mult mai mult acolo. Păi în primul rând avem prima ipoteză, reclamantul nu a dat o calificare juridică a faptelor. Povestește cum a stăpânit el bunul și așa mai departe, dar nu trage concluziile necesare din ele. Acolo, evident, spune, descrie o situație care pare a fi simulație, dar nu știe să o încadreze într-un text privind simulația, sau chiar o încadrează prost. Vom discuta și despre asta. Vorbește de deghizare, vorbește de fictivitate, tot vorbește, dar nu concretizează prin indicarea instituției. Evident, aici judecătorul poate să intervine și să atragă instituția spunând: mi-ai spus o situație de fapt, nu am amprenta juridică, nu ți-anulez cererea pentru că nu e motiv de nulitate, ai spus situația de fapt, da, eu totuși am nevoie să asociez niște texte. Și atunci pun în discuția părților și, indiferent de ce spun părțile, o stabilesc. Asta e cea mai simplă situație dacă e rară. De obicei, situația a doua e mai des întâlnită. Reclamantul dă o anumită calificare, dar aceasta este greșită. Iar judecătorul, în cazul acesta, poate determina calificarea corectă. Am dat și un exemplu. Descrierea faptelor indică o eroare, deși reclamantul vorbește despre dol. Acolo tot spune, el n-are elementele dolului, dar rezultă suficient din ce expune el, care are o problemă de eroare. Faptele indică o răspundere delictuală, deși reclamantul își întemeiază cererea pe un contract. De exemplu, el știe că a avut, dau un exemplu, știe că a avut un contract cu partea, evident a făcut niște lucrări în afara contractului, el știe că se afla într-o relație contractuală cu partea și spune că e o răspundere contractuală. În realitate, acolo ar fi o îmbogățire fără justă cauză, pentru că, de fapt, el nu mai avea contract, în virtutea faptului că se afla acolo, i-a mai reparat și alte lucruri la casă și așa mai departe, care erau extra contractuale, dar pentru care n-a mai încheiat un act adițional. Și atunci se poate plasa pe tărâm extra contractual, adică quasi delictual. Și da, nu face întreaga această teorie, el spune faptele, el descrie, spune: am fost acolo, am avut contract cu el, i-am făcut casa, i-am reparat-o, i-am zugrăvit-o, i-am nu știu ce era în contract. A observat însă că după ce am terminat lucrarea că erau niște crăpături colo-colo la o anexă a casei sau la o gospodărie, m-a rugat, i-am făcut și aia în virtutea faptului că era, nu știe să spună că era contract sau nu, cer suma de bani și el spune că e contract. Aici, într-adevăr, judecătorul poate să intervină și să spună, e răspundere contractului, să e quasi delictual, adică extracontractuală, diferențele fiind semnificative. Aici, în principiu, dovedirea condițiilor, la îmbogățirea fără justă cauza ai niște condiții, la răspunderea contractuală alta, quantumul sumei poate fi diferit și așa mai departe. Poate el vrea să aplice și penalitățile din contract pentru neplata acestei sume și atunci lucrurile chiar sunt total diferite. Dar mi se pare că este o zonă în care judecătorul poate încă să intervină. Nu poate însă, fără acordul, judecătorul am spus, nu poate fără acordul titularului cererii să determine o modificare a cauzei dacă ea implică schimbarea obiectului. Vedeți, în exemplu pe care l-am dat cu răspunderea contractuală și quasi-delictuală,
sau uneori chiar delictuală, nu schimbi obiectul, că obiectul e plata sumei de bani. Bun, cel mult ai putea, în urma calificării, să nu mai admiți cererea sau să o admiți numai în parte, pentru că el, dacă o fi avut viziunea că e contractuală și și-a pus și penalități, când îl anunți că e îmbogățire fără justă cauză, aia n-are penalități. Da, mă rog, obiectul l-ai lăsat neatins. Problema este ce se întâmplă dacă în urma calificării trebuie o schimbare de obiect. Acolo nu mai poți fără voința părții, adică fără acordul ei. Și, de exemplu, situații în care se invocă nulitatea absolută, situația însă generează, situația de fapt descrisă de parte, duce clar către o nulitate relativă. Judecătorul observă acest lucru, evident nu poate lăsa lucrurile ca atare, pune în discuția părților chestiunea, partea însă se plasează pe ideea că e nulitate absolută, pentru că probabil are el niște chestii, inclusiv cu prescripția s-ar putea să fie. În cazul ăla nu poți să intervii peste el, pentru că aici n-ar fi că schimbi calificarea juridică. Tu calificarea juridică poți să o schimbi. Ai putea în virtutea articolului 22. Problema este că îi schimbi și obiectul. Și acolo trebuie să te oprești. Și nu mai schimbi nimic. În cazul ăsta, lași lucrurile ca atare, judeci cum a vrut el, probabil prin respingere, dacă nu convinge, să zicem, că lucrurile stau altfel decât păreau la prima vedere. Și, în fine, ultima ipoteză, judecătorul nu ar putea să intervină, dar aici o să dezbată probabil mai mult domnul Bozeșan după pauză, atunci când părțile, în virtutea unui acord expres privind drepturi de care pot dispune, au stabilit calificarea juridică și motivele de drept asupra cărora au înțeles să limiteze dezbaterile. E un text rare ori aplicabil, dar l-am mai văzut aplicabil. Nu neapărat că e un acord chiar atât de cum să zic eu, conștient, adică e conștient pentru, cel puțin pentru una dintre părți. De obicei se întâmplă când reclamantul insistă în calificarea dată, iar părâtul dându-și seama că calificarea dată de reclamant o să eșueze, vine și spune și eu sunt de acord să limităm dezbaterile cu privire la această chestiune. Adică la spune răspundere contractuală, că el vrea penalitățile, judecătorul îi pune în discuție, dar știți că nu cumva ar fi altă instituție, că n-aveți contract, că dacă poate fi calificat, dar nu vreau contractuală, sigur că în cazul ăsta părâtul spune da și mie, mi se pare că dezbaterile trebuie cantonate exclusiv pe răspunderea contractuală. Atunci ai acord, nu mai ai cum să intervii. În cazul acesta, nu e o problemă de ordine publică, o judeci și, mă rog, dacă nu te convinge că e contract, atunci probabil că nu. Acum, uneori e posibil, în baza probelor, să te convingă că e contract. Nu știu. Până la urmă, vine în timpul probelor cu niște mail-uri în care și le-au scris, a trimis o ofertă și el a acceptat-o pe mail și spune, domnule, e scris, pentru că eram amândoi profesioniști sau unul dintre ei profesioniști și merge și așa, până la urmă, contractul. Pe semnat pe mail-uri, nu trebuie să fie neapărat semnat între profesioniști, deci poate să te convingă. Da, mă rog, e riscul lui dacă te convinge sau nu. Adică nu întotdeauna e absurdă această limitare, vreau să zic. În orice caz trebuie să fie foarte conștientă pentru părți. Deci cam sintetizând, din punctul meu de vedere, care nu e extrem de limitat pentru rolul de intervenție al judecătorului, poți să, ca judecător, să califici cererea când nu-i calificată, chiar să schimbi calificarea juridică greșită făcută de părți, dar sigur, cu punerea în discuția părților, nu poți însă să schimbi calificarea juridică dacă ea conduce și la o schimbare de obiect și nu poți să schimbi calificarea juridică atunci când părțile se opun și nu sunt norme de ordine publică în joc sau drepturi ale terților. Aici trecem la, o să fac întâi autoritatea de lucru judecat și apoi litispendența din motive, să zicem, de prezentare. Deși în ordinea codului, prima ar fi litispendența și pe urmă autoritatea de lucru judecat. În materia autorității de lucru judecat însă sunt mult mai multe aplicații ale noțiunii de cauză. Prima idee este că noțiunea de cauză a cererii
este aplicabilă numai efectului negativ al autorității de lucru judecat, nu e atașată și efectului pozitiv al autorității de lucru judecat, acolo trebuind să existe doar o identitate de părți, pe care, apropo, față de frământările din practică, o afirm cu tărie, trebuie să existe o identitate de părți clară la efectul pozitiv, dar nu trebuie să fie o identitate de cauză și de obiect, trebuie să fie numai o identitate de chestiune juridică dezlegată. Acum, având în vedere natura aceasta bivalentă pe care am spus-o a cauzei, din punctul meu de vedere nu prea ar exista autoritate de lucru judecat cu privire la anumite probe, situații de fapt certificate în baza unor probe într-un anumit proces. De exemplu, unde este amplasat un teren, care este starea unor lucruri, repet, certificată într-un proces, dar între care transpuse în alt proces nu au autoritate de judecată, pentru că ele nu sunt doar situații de fapt certificate într-un context. Dacă le-am spune odată ce sunt certificate într-un context, ele chiar așa sunt, în toate procesele ulterioare, fără aplicarea autorității, chiar având alt obiect, altă cauză, riscăm ce? Am gândit îndelung la chestiunea asta. Noi știm foarte bine, ca practicieni, contextele faptice au, sigur, toate odată stabilite prin hotărâre, înseamnă că judecătorul a examinat, dar fiind serios că, în funcție de însemnătatea lor și de caracterul lor determinant, judecătorul le-a văzut într-o anumită lumină a importanței lor. Nu la fel a văzut judecătorul un lucru determinant, faptic, cât unul colateral. Și atunci, toate astea ar fi greșit până la urmă, dacă ele nu au consecință juridică clară, să împrumute din autoritatea de lucru judecat. Pentru că eu vorbesc de situații faptice constatate într-un proces, dar care nu au primit o dezlegare jurisdicțională, nu au primit o atașare juridică. Doar sunt probe pe care judecătorul nu le-a înlăturat. Evident, ele nu pot duce la o autoritate de lucru judecat. Iar nu există, aici e cel mai greu, nu există la ora actuală, din punctul meu de vedere, și asta va fi o discuție amplă, autoritate implicită sau o obligație de concentrare a temeiurilor juridice într-o singură cerere. Despre ce este vorba? Deschid această temă. Deci o gândim așa, autoritate implicită, imediat voi da câteva exemple, sau obligație de concentrare a mijloacelor. Adică când ai făcut o acțiune, ce înseamnă autoritatea implicită? Extrag ideea autorității, nu din faptul că instanța s-ar fi pronunțat asupra unei probleme, ci faptul că s-a pronunțat asupra unor lucruri fără de analiza altora de dinainte neputând să se pronunțe. A dispus rezoluțiunea, ar fi putut să dispună rezoluțiunea unui contract nul? Zice omul, păi când a dispus rezoluțiunea nu e clar că a stabilit că e și valabil contractul. Sau obligația de concentrare, adică ai o situație de fapt, instanța o respinge, spune, bine, dar în baza acelei situații, de fapt, nu mai poți să faci alte acțiuni bazate pe alte temeiuri de drept. Că nu suntem la loterie, le înșir pe toate. Ai descris situația de fapt, dacă instanța ar fi crezut că acea situație de fapt corespunde altei situații de drept, ar fi pus-o în discuție, ar fi schimbat cauza și ar fi respins-o. Sau ar fi admis-o. Dar n-a făcut asta, ceea ce înseamnă că s-au acoperit. Iată câteva exemple practice. Exemplu 3 am luat. X cere plata unor sume de bani în cazul răspunderii contractuale, ca ulterior, după respingerea cererii, repet, pentru aceleași fapte, deci nu adaugă nimic în ansamblu faptic, să solicite pe îmbogățirea fără justă cauză. Deseori am văzut astfel de acțiuni. De ce? Pentru că undeva instanța i-a respins pretențiile, zice, bine, mi-a răspuns pe tărâm contractual, hai să mă duc măcar pe îmbogățire fără justă cauză, îi recupera ceva. Se poate opune, acum, dacă se poate opune, autoritatea de lucru judecat, spunând, stai un pic, cauza ta care? Păi, ansamblu faptic calificat juridic.
Ansamblu faptic există? Da. E la fel în primul proces și în al doilea proces? Da. Ce diferă? Calificarea juridică și atât. Dar ai o parte din cauză, partea, ansamblu faptic e identic. Și atunci te pui, e autoritate, o duci spre autoritate sau o scoți din autoritate? Teoretic, fiind la mijloc, poți să jonglezi cu ea și așa în funcție de concepția dreptului respectiv. Și aici, asta e prima ipoteză. Sunt soluții pe zona asta chiar vechi, că dacă ai dedus judecata, nu mai poți, pe urmă, să faci alte cereri bazate pe aceleași fapte. A doua ipoteză. X solicită nulitatea unui contract de vânzare în temeiul erorii asupra substanței obiectului. Iar după respingerea cererii, formulează o nouă cerere de nulitate întemeiată pe un motiv de nulitate de ordine publică legat de obiect. I se opune autoritatea de lucru judecat spunându-se, păi, tu ai dedus problema, ai adus contractul, l-a văzut instanța contractul. Păi instanța aia care a respins cererea pentru inexistența erorii și nu a invocat din oficiu excepția nulității pentru lipsa formei, adică nu are aia autoritate de lucru judecat, mi se va spune, adică a trecut, ce instanță putea să treacă peste asta să judece ție nulitatea relativă fără să vadă chestiunea asta dacă ar fi fost, ceea ce înseamnă că n-a fost. Odată ce s-a apucat să pronunțe pe nulitate relativă, cu siguranță că nu mai poate fi, să fi lăsat instanța în spate niște nulități absolute. A treia, revendică un bun în temeiul unui titlu de proprietate pentru ca, după respingerea cererii, să formuleze o nouă cerere în revendicare întemeiată pe uzucapiune. Aici îi se poate reproșa altceva, că e autoritate de ce? Odată ce ai dedus o pretenție, care? Să ți se recunoască proprietatea. Trebuia să determini toate motivele pentru care ești proprietar. Nu le-ai determinat pe toate, înseamnă că s-a închis. Dezbaterea asupra proprietății este închisă. Asta se poate spune. Tu trebuia să fii suficient de grijuliu ca atunci când dezbați că ești sau nu ești proprietar, să aduci în discuție toate problemele care ți-ar fi justificat proprietatea și nu să ne iei cu câte unul la 5 ani pe rând până le epuizezi pe toate. Și asta este o replică care îi se poate da și se numește în dreptul francez, belgian, italian, teoria concentrării mijloacelor, care spune următorul lucru. Când te-ai apucat și ai făcut o pretenție privind un drept, trebuie să atașezi acelei pretenții situația de fapt și toate calificările juridice care corespund situației de fapt, astfel încât odată închisă discuția cu privire la existența dreptului sau inexistența dreptului, să fie închise și posibilitățile ulterioare de redeschidere a discuției pe baza unor alte calificări juridice decât cele care s-au pus în discuție. Adică să fie discuția închisă. Această teorie a concentrării mijloacelor, apărută în casația franceză, are un mare merit. Ea obligă partea, de fapt, ea dă un sens deplin autorității de lucru judecat, în sensul că închide dezbaterea juridică, nu numai cu privire la o calificare, ci cu privire la toate posibile calificări decurgând din situația de fapt. Din aceeași situație de fapt. Ceea ce înseamnă că cam blochează discuția pe viitor pentru totdeauna. În dreptul nostru pare mai de curând jurisprudența atașată ideii că dacă păstrezi situația de fapt, dar schimbi calificarea juridică, ai dreptul la un nou proces. Ceea ce înseamnă că autoritatea de lucru judecat există, dar există numai în măsura în care, atenție, din componenta duală a cauzei, rămâne prima, dar schimbi pe a doua. Sigur, dacă ai marjă. Da, uneori, iată, toate ce ai marjă. Și mai sunt și alte exemple. Ceea ce face ca, de fapt, autoritatea să nu fie una, o securitate, ca să zic, nu este una deplină, este una parțială, pentru că ține în mare măsură de inventivitatea, ingeniozitatea, capacitatea unei părți de a găsi calificări juridice adecvate și ține și într-o anumită măsură de cât de puternic a fost judecătorul care a judecat primul proces să dea calificarea juridică corectă. Pentru că, într-adevăr, dacă judecătorul din primul proces este foarte stăpân pe el și are o viziune a rolului activ, el dă din start calificarea corectă, mai puțin dacă părțile se opun, și atunci stinge posibilele urmări. Dar dacă judecătorul primul spune asta e calificarea juridică dată de părți, la revedere,
lasă-le așa, respinge cererea, evident deschide noi calificări juridice. Da, aici e mult de discutat, într-adevăr. Da. Aș vrea să vă întreb dacă în prima acțiune, vorbind de exemplu despre o revendicare, reclamantul se limitează la revendicare, dar peste un an face o altă cerere în care invocă uzucapiunea din motiv că abia după un an s-a împlinit termenul pentru a putea uzucapa? E altă situație faptică. Deja i s-a schimbat situația faptică. Aici e schimbare de cauză completă. Deci toate aceste probleme pun următoarea dilemă. Situația de fapt rămâne aceeași, se schimbă doar calificarea. Aia ce ziceam eu, semnătura. Aici, ca să fac asta, el atașează și o altă situație faptică care nici măcar nu era atunci. Deci el nu putea nici măcar teoria concentrării mijloacelor, nu putea să o folosească, că n-avea săracul ce să concentreze. Nu-l avea mijlocul ăsta. Și de-aia aici n-ar fi autoritate sub nicio formă în cazul ăsta. Dacă el mai apucă să și posede în continuare după ce pierde procesul. Da, cam așa ar sta lucrurile aici. Acum să vedem punerea problemei. Am zis exemplele, acum să vedem cum se pune problema în fiecare dintre aceste probleme. Prin exemplu 1, cel cu delictul și delictul și contractul, faptele invocate sunt aceleași, calificarea nu mai diferă. Deci, materia litigioasă e identică. În exemplu 2, care să-l reamintim, este acesta, nulitatea contractului pentru ceva și se spune, bine, dar n-ai văzut că oricum instanța a trecut peste aspecte de nulitate absolută ca să ajungă să se pronunțe la nulitatea ta relativă, ceea ce înseamnă că nu există motive de nulitate absolută. Punerea problemei, vedem, se poate spune că din moment ce s-a cerut nulitatea contractului, instanța respingând cererea, oarecum a validat implicit și ideea că nu ar fi motive de ordine publică care să o împiedice să ajungă la nulitatea relativă. Asta este replica. Și la exemplu 3, ceea ce spuneam, se poate spune că reclamantul a revendicat bun, trebuia să-și folosească toate temeiurile. Deci asta este punerea problemei. E, bine, acum să trecem mai departe să vedem argumentele. Exemplu numărul 1 ar presupune extinderea autorității de lucru judecat de la răspunderea contractuală să cea a îmbogățirii fără justă cauză sau alta, am luat eu exemplul ăsta, că e cel mai des, ea ar avea loc cu o distorsiune a noțiunii de cauză. Ce înseamnă, de fapt, autoritatea? Identitatea de cauză. Identitate de plină. Ceea ce înseamnă că dacă îți lipsește o componentă, tu nu mai ai identică. Iar componenta de calificare juridică e schimbată. Deci nu o poți utiliza. Ce s-ar putea întâmpla? Deci, cu alte cuvinte, cel puțin în exemplu numărul 1, cauza cererii egal situația de fapt calificată juridică, aici trebuie, mă rog, o virulă, în cazul schimbării calificării juridice, nu mai există identitate de cauză a cererii, ceea ce înseamnă că teza juridică conform căreia cauza juridică e determinată de situația de fapt, care reprezintă materia litigioasă, nu-i specifică dreptului nostru. O să vă spun imediat ce-i cu ea și care-i povestea acesteia. Identitatea de materie litigioasă este o dezvoltare din dreptul francez. Și o să vă spun speța. Speța se numește speța Cesareo. La un moment dat, francezii făceau exact ca noi. La un moment dat, casația franceză a venit și a spus așa, au avut următoarea speță de rezolvat. Acest Cesareo avea niște drepturi salariale. Și el a făcut o cerere în care a întemeiat-o pe contractul de muncă. Instanța i-a respins-o. El a spus acolo de ce merita sumele respective de bani. A respins-o. După care el a făcut o cerere pe îmbogățire fără justă cauză. De obicei, casația franceză n-avea nicio problemă în chestiunea asta și a doua cerere o analiza pe fond. Până într-un moment în care a zis nu. De ce? Pentru că cauza juridică, zice, este adevărat. Au păstrat definiția cauzei. Este într-adevăr duală, e bivalentă, are
ambalajul faptic, ansamblu faptic și calificarea juridică. Dar, de fapt, ceea ce revine părții e numai ansamblu faptic. Calificarea juridică revine instanței, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere al autorității de lucruri judecătoare, pe noi ne interesează doar ansamblu faptic. Nu și calificarea juridică. Calificarea juridică partea poate să nici n-o dea. Ori de câte ori ne va veni cu aceeași poveste, că doar povestea aparține părții, calificarea juridică e a noastră, a judecătorilor. El poate să-și dea cu părerea, a zis. Dar ori de câte ori ne vine cu aceeași poveste, înseamnă că am autoritate de lucru judecat. Oricâte experimente de calificări juridice ar atașa poveștii respective. Și a considerat că nu este cazul să mai judece, introducând ceea ce în drept în doctrina franceză s-a numit teoria factuală a cauzei. Adică cauza e bivalentă, într-adevăr, au zis și e bivalentă, sigur, e bivalentă, dar ceea ce contează din perspectiva părții e doar latura faptică. Și au spus, de fapt, cealaltă e o chestiune care reprezintă, e dreptul judecătorului, el califică, el face, dar partea aia este cea care contează. De când devine cu povestea, e autoritate. Au văzut ei că problema șchioapătă. De ce? Pentru că imediat au apărut doctrinarii și au zis, păi stai că ăla n-a avut impresia că a judecat problema asta. El a avut impresia că s-a judecat pe contractul de muncă, n-a avut nicio viziune că s-a judecat pe îmbogățirea fără să te cauză. Și au mai atașat-o casația franceză și a doua teorie. Și zis, da, dar există o teorie pe care au generat-o chiar ei, a concentrării mijloacelor. Atunci când te adresezi justiției, trebuie să vii cu o poveste, aia ta e libertatea ta, dar acelei povești trebuie să-i atașezi toate concluziile, toate calificările juridice care le vezi tu. Și ele să se epuizeze deodată, iar nu să ne țin calificări peste calificări în funcție de cum funcționează sau nu funcționează, ca să tot experimentăm procese pe jos, spunând că asta este în realitate filozofia casației franceze cu privire la noțiunea de autoritate, adică o autoritate de plină. Odată ce s-a închis povestea, s-a închis, nu mai discutăm. Și, practic, au atașat aceste două. Odată, teoria factuală a cauzei, plus, care era șchioapă, e adevărat, plus i-a mai atașat și această condiție de concentrare a mijloacelor, adică toate calificările juridice, să fie puse într-o singură cerere sub sancțiunea de a intra în autoritatea de lucru judecat nefiind puse. Ceea ce e cam e implicită, pentru că de fapt acolo unele lucruri nu s-au judecat, dar sunt ca și cum s-ar fi judecat. Însă, eu nu sunt pentru această teorie și o să vă spun, am analizat îndelung. În primul rând, după ce s-a întâmplat lucrul acesta, casația franceză a mai făcut pași înapoi, pentru că i s-a părut că a fost prea avangardistă, iar teoria este destul de contestată în dreptul francez. Primul efect a fost acela că părțile au început să facă cereri kilometrice cu 1, 2, 3, 4, 5 subsidiare. Vreau suma de bani pentru asta, 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 toate calificările juridice pe care le-au putut găsi. Ceea ce automat justiția s-a trezit în fața unui alt pericol. N-a mai avut problema că odată închisă o problemă se va mai deschide. Aia au închis-o. Problema că a fost că partea în nesiguranță ei a început să toarne subsidiare peste subsidiare ca să epuizeze toate posibilele valorificări ale cauzei juridice. Asta a fost efectul colateral. Și s-au oprit brusc, au zis, nu prea e bine. O altă, ca să vedeți, și ei nu s-au reorganizat, că doar primii au pierdut. Ulterior, ceilalți s-au regândit și au zis, ce să facem? Să ajungem și atunci. Doi, Franța mai are o particularitate foarte importantă. În apelul lor, apropo și despre ce o să vorbim în continuare, în apelul lor se poate schimba cauza. Noi nu putem schimba cauza în apel. Ori pentru ei, văzând că au pierdut pe o chestiune, pot să schimbe cauza sub calificarea juridică. Adică în Franța, dacă ai pierdut pe contract, în apel poți să spui, da, dar analizați-mi-o pe îmbogățire fără justă cauză. Nu e nicio problemă. La noi nu mai poți. Ceea ce de multe ori greșeala apare tocmai în hotărâre. Atunci el conștientizează partea că a dat-o în bară.
Problema este că la ei, dacă conștientizează în hotărârea de primă instanță că a dat-o în bară, se poate orienta în apel și e pe bună dreptate că, până la urmă, poți să-i bați obrazul, să-i zici, doamne, ți-am zis în primă instanță că nu e răspundere contractuală. Ai făcut apel, tu ai ținut-o pe a ta în continuare cu răspunderea contractuală. Ai pierdut, ce mai vrei? Ți-am clarificat problema asta. Nu ne spune că nu știai de subsidiar. Puteai să o faci, numai că la noi afli în hotărâre, dar în apel nu mai poți să faci nimic. Ceea ce înseamnă că, de fapt, singura lui soluție eventual să lase lucrurile așa cât timp durează procesul, să facă altă acțiune. Deci ar trebui, dacă facem vreodată, ne gândim. Aici eu vă prezint niște lucruri, niște tendințe și niște concluzii. Evident că, l-am spus, cauza juridică e o chestiune evolutivă. Ea poate fi azi într-un fel, uite cum a fost la francez, mâine brusc vine curtea de casație, spune așa, și s-a schimbat teoria. Și ei au făcut la fel, peste noapte. Din definiție au jucat-o. Se poate. Problema este că atunci trebuie să faci și alte amenajări ale dreptului, pentru că, într-adevăr, ar putea fi o problemă dacă nu le faci pe celelalte, chiar rămâne nedrept. Mergem la celelalte două. La exemplu numărul 2. Nu s-ar putea principial accepta că judecătorul nu a invocat din oficiu un caz de nulitate absolută trecând la judecata unuia de nulitate relativă sau chiar dispunând executarea contractului, că și asta s-ar putea întâmpla. Uite, mi-a venit acum o altă și mai gogonată, să spunem așa. Ai proces privind executarea unui contract, se dispune obligarea la executare și se face, pe urmă, proces privind nulitatea acelui contract. Oricând, cel care a primit satisfacție ar putea să spună, din moment ce judecătorul a dispus executarea, mai poți să vii tu acum să-mi spui că e nul contract? Păi ce, judecătorul era nebun să dea executare dacă era nul absolut? Bun, dacă era nulitate relativă, da, dacă era nul absolut, putea să invoce din oficiu. N-a invocat, înseamnă că l-a citit. Bănuiesc că l-a citit din moment ce a dispus executarea. Ceea ce înseamnă că e autoritatea, a trecut peste o etapă, a făcut o evaluare. Acum că nu ți-a spus ție că a făcut-o, păi nu ți-a spus ție că nici nu l-ai întrebat. Dar e logică, judecătorul când a dispus executarea a văzut că e contract, că el e valabil, că obligă părțile. Este oarecum normală. Dar asta ar presupune totuși că judecătorul, o prezumție de fapt, că judecătorul a analizat niște lucruri care noi nu știm niciodată dacă el le-a analizat. Ori cel puțin în doctrina noastră, autoritatea de lucru judecat nu este pe ce ar fi trebuit să judece judecătorul, ci efectiv pe ceea ce el s-a exprimat în mod expres, clar, evident, fie în considerente, fie în dispozitiv, că a dezlegat. Deci în doctrina și chiar și jurisprudența noastră nu a receptat această teză în sensul că autoritatea ar putea să vină și din ceva implicit. Și de ce? Pentru că dacă luăm toate teoriile asupra autorității de lucru judecat la noi, de fapt, la baza autorității stă inclusiv aspectul de contradictorialitate. Acestor aspecte le lipsește contradictorialitatea. Tu nu știi dacă el s-a gândit sau nu s-a gândit. Doi, dacă s-a gândit, oricum nu ți-ai expus punctul de vedere cu privire la, poate el s-a gândit și a zis, e valabil. Dar nu l-a pus în discuția părților, doar a constatat el că e valabil, ceea ce înseamnă că părțile poate aveau și niște opinii că e valabil, că e nevalabil, dacă n-au știut că judecătorul în mecanismul lui intern nu a pus această problemă, nici ele nu și-au exprimat punctul de vedere. Și atunci ar fi o autoritate lipsită de contradictorialitate. Ori, autoritatea este un element care presupune relativitate. Relativitatea se susține pe contradictorialitate, ceea ce ar depăși foarte mult latura noastră. Vreau să spuneți ceva. Problema dacă instanțele pot invoca din oficiu excepția prescripției executării sancțiunii contravenționale. Și acolo s-a pus problema admisibilității RIL-ului. De ce? Pentru că în unele hotărâri judecătorești instanța a invocat din oficiu, iar în altele nu a invocat
din oficiu și s-a pus problema dacă instanțele au deliberat. Intern. Au deliberat asupra acestei chestiuni. Deci eu și am considerat că da, au deliberat, chiar dacă este o deliberare implicită. Și am trecut, am considerat că este admisibil recursul în interesul legii și am mai avut un RIL. Pe condiții. Da, pe condiții de admisibilitate. Deci iată că s-a acceptat și jurisprudența recentă o chestiune aceasta de deliberare implicită. Bine, nu atinge autoritatea de lucru. Nu pentru dezlegare, pentru condiții, da. Nu pentru dezlegare, deci nu atinge, dar vreau să vă pentru condiții, da. Pentru condiția de admisibilitate. Și mai este un RIL 41/2021, tot așa, este în legătură cu incompatibilitățile și tot așa, că uneori trecem, nu deliberăm expres și s-a stabilit. Problema există, reală, da, adică... Da, există tot pe condiția de am adus-o și în lumină, pentru că ea comportă valențe diferite. Uneori, sigur, în unele exemple ar părea... mai desprins de realitate, dar dacă e în alte exemple, implicitatea există și vă spun că în unele cazuri, și aici vreau să fac și eu un adendum, în unele cazuri chiar există autoritate implicită, dar nu cu privire la cereri de chemare în judecată, ci cu privire la elemente procesuale. De exemplu, tot o autoritate este. Când procesul în primă instanță parcurge un drum, și instanța să ajunge se pronunță pe fond. Deși, atenție, e foarte important ce spun acum, deși, în apărările făcute de una dintre părți, existau elemente clare, apărări, care conduceau la o inadmisibilitate. Dar instanța nu le-a calificat ca fiind chestiuni de admisibilitate, le-a calificat ca fiind chestiuni de fond. Și a judecat problema pe fond și, mă rog, nu știu, a admis-o sau a respins-o, nu are importanță. Împotriva hotărârii, face apel numai una dintre părți. Cea în favoarea cărei au fost făcute calificările ca nefiind de excepție și fiind de fond. Cealaltă, pentru că câștigase procesul, n-a mai stat ea să facă apel, le-a calificat apărările alea ca nefiind de excepție și fiind de fond. A câștigat procesul, s-a rezolvat problema. Dar se admite apelul sau recursul, după caz, al celelalte. Și se trimite din vari motive cauza spre rejudecare, acceptând că se trimite spre rejudecare. Mai mult recurs poate fi în cazul ăsta, dar în unele cazuri poate fi și apel. În cazul acesta, într-adevăr, se poate invoca că există o autoritate consolidată cu privire la aspectul că acele probleme, odată dezlegate ca fiind de fond, ele n-ar mai putea fi recalificate acum ca fiind de procedură și antrenând o inadmisibilitate, pricina, mă rog, putând să trebuie să se judece pe fond. În cazul ăsta, da. Dar care a fost, de fapt? Noi n-avem, avem o dezlegare oarecum implicită aici, tot implicită e, dar conștientă. De ce diferă însă de exemplu meu? Atenție, partea acolo le-a spus. Deci nu e. Dacă nu le-ar fi spus deloc, n-ar fi fost autoritate. Ar fi fost pur și simplu invocarea unei excepții după casarea cu trimitere. Dacă e de ordine publică, se poate. Problema este dacă ai acele motive, adică angrenajul faptic, îl ai în apărări, instanța judecă pe fond, deci le ignoră ca fiind aspecte de procedură, nu se contestă această gândire, se acoperă și apoi revine procesul, dar ea revine... numai pentru judecarea pe fond a cauzei, evident că în cazul respectiv poți să ai o autoritate oarecum implicită în sensul că instanța n-a dezlegat, n-a spus resping excepția inadmisibilității. A spus astea sunt pe fond. Cum se poate face? Le calificăm ca apărări de fond. E implicită, dar nu-i chiar, pentru că ea n-a respins excepția inadmisibilității, dar ambalajul faptic, ăla, tot ce avea ambalajul, i-a dat o calificare, care a zis că da, e de fond. Și atunci e parțial, să zicem, implicit. Nu e expresă, dar e o dezlegare. Dar e foarte interesant, adică a spus în ecuația asta ce a spus și, într-adevăr, mă pune pe gânduri. E prima... Da, e adevărat că nu e cu privire la o soluție, e cu privire la crearea unor condiții, în sensul că v-ați gândit că
acei judecători, cu siguranță că trebuie să fie avut și ei, n-au ajuns să invoce pentru că au considerat că. Da, aici ar fi un pic, dar e un început de discuție, În exemplu 3, care trebuie să mai ni-l readucem aminte, în exemple practice, răspunsul 3 era cu cel care solicită revendicarea și apoi face o uzucapiune, deși erau întrunite condițiile uzucapiunii la vremea respectivă când a făcut cererea întemeiată pe contract, probabil. Mai puțin. La exemplu 3, ar trebui să recunoaștem într-adevăr, am spus eu, unei virtuți, am greșit acolo când am zis, unei virtuți acestei teze, pentru care într-adevăr potențează foarte mult principiul securității actelor juridice. Adică odată ce te-ai judecat pe o problemă, s-a dedus, aici ar trebui să spui așa, de fapt tu ai dedus judecății problema proprietății, dreptului de proprietate. Tot ce îți slujea acestei teze trebuia închis. Nu ai adus, nu înseamnă că nu te-ai interesat. Mai departe nu se mai poate. Aceasta corespunde dreptului francez, dar nu corespunde dreptului nostru. Și o să vă spun de ce nu corespunde dreptului nostru. Noi știm această teorie. O avem în codul de procedură civilă. Dacă deschidem la 178, o să vedeți că e chiar teoria asta. Și care știți de unde e luată? Chiar din codul de procedură francez. 178 spune așa, alineatul 5, toate cauzele de nulitate a actelor de procedură efectuate trebuie invocate deodată sub sancțiunea decăderii părții din dreptul de a le mai invoca. Teoria concentrării mijloacelor este transpunerea în planul dreptului substanțial a acestei reguli pe care noi avem, dar în plan procesual. Ce spune textul? Dacă invoci nulitatea, trebuie să aduci toate motivele de nulitate deodată. Ce spune casația franceză? Dacă te-ai apucat să invoci un drept, trebuie să arăți tot ceea ce, toate temeiurile juridice ale acelui drept, astfel încât odată ce ți s-a respins, el nu mai e al tău pentru indiferent ce alt temei juridic. Astfel încât, din momentul ăla, circuitul nu mai va fi pus vreodată în discuție, pe fond. Numai că noi am știut lucrurile astea, dar am restrâns doar la spațiu procesual. Nu am dus-o reflectând asupra pericolului, considerând-o nenaturală pentru concepțiile noastre juridice, pentru jurisprudența noastră, pentru parcursul istoric, pentru modalitățile de redactare a cererii făcute de către avocații, părțile, toți ceilalți care sunt implicați, pentru obiceiul instanțelor noastre, să o ducem la rangul respectiv. Pentru că, să știți, o astfel de teorie a concentrării mijloace responsabilizează enorm pe judecător. El este garantul că odată ce s-a dedus judecății un ansamblu faptic, el trebuie să pună în discuție toate. Pentru că lui se va reproșa că n-a avut rol activ. Justiția va cădea din cauza lui. Acum, unul nu cade, pentru că l-are la dispoziție alte acțiuni constând în calificările juridice subsecvente, deci n-a căzut, cel mult nu le face el. Sau n-are bani să timbreze, sau s-au prescris. Alte motive decât judecător. Cele mai multe s-au prescriu durata asta, dacă nu e în materia drepturilor reale. Deci un joc, e o alegere a lui. Pe când dacă s-ar aplica teoria concentrării, judecătorul ar fi responsabil pentru epuizarea tuturor calificărilor juridice în virtutea rolului activ pe care îl are. Și atunci, noi nu am considerat că avem încă o zonă suficient de niște judecători care să-și dorească lucrul ăsta, să devină ei garanții epuizării tuturor calificărilor juridice. Mai de curând, jurisprudența noastră fiind orientată de-a lungul timpului, de a da prevalență efectului calificării juridice. Acum 20-30 de ani, dacă întrebai în mod obișnuit ce-i cauza cererii, preponderent se referea la aspectul juridic. Ca să aflăm acum că în mari sisteme din Europa, de fapt, aspectul juridic nu mai contează. Ei consideră cauza numai
ansamblu faptic. Da, dar noi nu e. Până de curând, toți când în cauza juridică, de multe ori se confunda chiar cu articolul de lege sau cu instituția de drept, care de fapt e doar semnătura calificării sau semnătura aia care o atașăm situației faptice. Deci nu eram, cred că, și nu, nici acum nu cred că concepțiile noastre se duc spre o astfel de soluție, adică să extindem 178 alineatul 5, să-l ducem de la simplele acte de procedură la acțiunea civilă chiar, adică chiar la dreptul substanțial, că ăsta ar fi efectul. Și atunci, aș spune că concluziile aici sunt că în măsura în care judecătorul nu a schimbat calificarea juridică sau nu a recalificat cererea, orice calificare juridică care nu a făcut obiectul judecății nu intră, din punctul meu de vedere, în sfera autorității de lucru judecat. Deci că nu îmbrățișez teoria concentrării mijloacelor. Aspectele neinvocate din oficiul de judecător, care puteau și trebuiau eventual să fie invocate, nu presupun sau nu pot trage concluzia faptului că judecătorul le-a considerat ca fiind valide și, din punctul meu de vedere, nu intră în autoritatea de lucru judecat, măcar și pentru faptul că chiar dacă s-a gândit la ele și chiar dacă le-a judecat, lucru pe care nu o să știu niciodată, eu oricum n-am putut să mă exprim. Eu n-am putut să-mi dau cu părerea, cu privire la ele. Așa încât n-ar fi corect să intre în autoritatea de lucru judecat. Și că nu există în dreptul nostru o obligație a reclamantului de a concentra toate fundamentele unei pretenții în aceeași cerere, cu consecința imposibilității de a fi ele dezvoltate ulterior, pe care de consecință noile fundamente pot sta la baza unei noi cereri. Sigur, asta nu împiedică pe judecător ca, anticipând acest lucru, să pună în discuție schimbarea calificării juridice, încă de la început. Aici vorbim de situația în care n-a făcut-o. Și restul le-am cam spus aici, m-aș îndrepta către... Da, mi-a rămas puțin timp și nu știa ce să aleg din ele. Da. Oricum, materialul îl pun la dispoziția INM-ului. Da, spuneați că autoritatea de lucru judecat este legată și de contradictorialitate. Da, așa mi se pare. Într-o contestație la executare se invocă clauzele abuzive cu privire la două articole, articolul 1 și articolul 2. Analizând judecătorul clauzele abuzive, spune că nu sunt abuzive, dar de asemenea are o mențiune, de asemenea analizând din oficiu toate clauzele contractului, constatăm că nu există niciun motiv de nulitate absolută, toate clauzele sunt conforme. Ulterior vine debitorul cu o acțiune în anularea contractului de credit, invocând alte clauze, articolul 3, 4, 5 și 6. Dar acele aspecte care au fost exact doar în mențiunea hotărârii n-au fost puse în discuție, adică el doar în hotărâre a zis, analizând eu din oficiu, mi-am dat seama că contractul este perfect valabil. Și în această situație ar mai fi autoritatea de lucru judecat, din moment ce părțile nu și-au pus concluzii pe celelalte articole, obiectul fiind articolul 1 și articolul 2. Eu zic că nu e. Nu e autoritate și o să vă mai dau câteva exemple. Dar putea să facă cale de atac, dar n-a făcut. Nu e autoritate pentru că, ca să fie autoritate de lucru judecat, ar trebui, în primul rând, e un considerent acolo, să fie pe considerent. Dar ar trebui ca considerentul respectiv să fie unul decisiv. În momentul în care judecătorul spune mi s-au dedus judecății 1 și 2, le-am analizat, nu. Și suplimentar de asta, am mai făcut eu analiza contractului și n-am nimic de invocat din oficiu. De fapt, el a spus două lucruri. Unu, că mie 1 și 2 le-am analizat, restul am făcut-o suplimentar, de asta transmite, deși nu s-a invocat, în virtutea rolului meu activ, și nu le-am, și nepunând în dezbatere, că nici n-am mai considerat necesar să pun în dezbaterea părților, am considerat că nu e cazul, de fapt el spune să invoc vreo excepție. El cam asta spune acolo, de nulitate, vreo nulitate. El cam spune, e o declarație a lui, de ce nu, e o motivare mai de curând, de ce nu a invocat ceva. Dar el nu a dezlegat problema, la dezlegare înseamnă următorul lucru. X să spună ceva, Y să combată, Z, judecătorul, să decidă. Sau Z să spună ceva, X și Y să-și dea cu părerea, Z să decidă. El nu are toată aceasta, deci nu poate fi un considerent decisiv acesta. El are, într-adevăr, este o pronunțare, dar nu e decisivă. Și nici ca
efect pozitiv, adică... Nu, păi oricum, numai ca efect pozitiv ar putea, numai ca efect pozitiv ar putea. Dar nu mi se pare decisiv. Sau, dau un alt exemplu imediat, ca să nu-l uit legat de chestiunea asta, tot găsit în formulare. Ce s-a întâmplat într-o speță? E definitivă, deci nu sunt probleme. Se formulează concluzii scrise prin care s-au invocat anumite motive. Nu știu dacă erau suplimentare, cu adevărat, dacă erau argumente sau motive. Erau niște argumente care băteau foarte mult spre motive, ca să zic așa. Erau la limita motivelor între motive și argumente. Și judecătorul spune într-o primă fază, ele au fost depuse în motivare. Au fost depuse după închiderea dezbaterilor, examinându-le totuși, deci transmite ideea că ele n-ar fi drept și zice, oricum, acolo se invocau niște chestii de ordine publică. El s-a justificat de ce n-a mai repus cauza pe rol, de fapt. Oricum, ele se referă la o lege care nu este aplicabilă și așa mai departe. Spune. Are autoritate de lucru judecată această declarație a lui că, nu se, că legea respectivă nu era aplicabilă situației de fapt descrise și așa mai departe? Nu, zic eu, pentru că, unu, nu e decisiv, el din start spus că eu am luat decizia, ba, mă rog, s-au depus după închiderea dezbaterilor, haide totuși să vă spun că n-am de ce să repun cauza pe rol. Cam asta e ideea, ca să vă dau și cuvântul. Dacă aș fi considerat eu că e o problemă, repuneam cauza pe rol, vă dădeam cuvântul, vedeam ce spuneți, luam o decizie. Nu e cazul să o facă, mi se pare că legea e neaplicabilă. Cam asta e, spune. Să-i duce asta în zona autorității de lucru judecat e foarte periculos, pentru că în cazul ăsta partea poate să spună pe bună dreptate, bine, n-a existat o dezbatere asupra acestei chestiuni. Da, dacă îmi permiteți ca să răspund. Foarte delicat, într-adevăr. Mi se pare că totuși aici, dacă mi-aduc eu bine aminte, sunt și hotărâri ale CJUE. Și dacă s-au stabilit prin acele hotărâri că anumite tipuri de clauze sunt clauze abuzive și instanța nu le-a analizat, atunci ar avea o cauză juridică întemeiată pe dreptul european, pentru că eu cred că aici este și principiul efectivității dreptului european, care trebuie să permită valorificarea drepturilor părților în dreptul intern de aceeași manieră, adică nu s-ar, adică aici ar fi principiul securității raporturilor juridice care ar fi autoritatea de lucru judecat și principiul valorificării drepturilor prevăzute de dreptul european. Acum depinde dacă într-adevăr ați avea o hotărâre CJUE, adică aici cred că ar interveni. Știți ce cred eu că s-a întâmplat aici? Într-adevăr, deci e clar că dreptul european spune că din oficiu instanța poate să analizeze tot. Și asta ține, da. Ce nu s-a invocat? Este clar că are obligația chiar să o faci, să o facă. Este clar acest lucru, fără îndoială. E clar că asta e o chestiune, o particularitate în dreptul nostru execuțional. În rest, nu neapărat, dar în dreptul execuțional este. Asta este cert că poate să facă. Este clar că dacă nu a făcut-o, e cert că judecătorul a considerat că nu e cazul. Acum, discuția este cât acest lucru este autoritate de lucru judecat. Aici, dreptul european nu mai are căutare, că deja calificarea cauzei e o chestie internă. Eu sunt convins că un judecător francez ar zice că e. De-aia zic, un judecător belgian, mă rog, acolo unii ar zice că da, unii că nu. Un judecător italian ar zice tot așa, o parte dacă e din nord ar zice că da, dacă e din sud ar zice că nu. În realitate, pentru că cei din nord sunt mai apropiați de dreptul german, și la dreptul german nici nu există noțiunea și cauză și obiect sunt același și cauza e cum nu mai este situația de fapt. Deci mă interesează problema asta. Deci, dar nu mi se pare că dreptul european poate să schimbe și structura autorității de lucru judecat și a noțiunii de cauză. Cu siguranță el poate să ne spună ce avea dreptul să facă judecătorul și ce trebuie, era obligat să facă judecătorul. Acum, ce se întâmplă dacă nu a făcut-o și care este repercusiunea asupra, să zicem, posibilității de a mai formula o altă cerere, e o chestiune de drept intern. N-au mers până într-acolo. Și nici nu știu dacă i-ar întreba cineva chiar asta ce ar spune în concret, dacă ar mai putea să reia procesul, că s-ar putea să, nu știu, din perspectiva protecției consumatorilor, s-ar putea să fie tentat să reia. Dar, într-adevăr, aici mi se pare că un judecător francez așa ar spune, clar. Dar din perspectiva tot ce am spus la noi, mi se pare că nu e autoritate, dacă n-a fost o dezlegare. Plecând de la exemplul dumneavoastră cu rezoluțiunea și nulitatea, se solicită rezoluțiunea
contractului și una din condiții este să fie un contract valabil. Instanța acordă cuvântul pe condiții, ambele părți susțin, sau mă rog, apreciază că e îndeplinită această condiție, ei nu se înțeleg pe îndeplinirea obligațiilor. Instanța verifică și eventual dacă există motive de nulitate absolută, nu găsește. Avem, sau înțeleg că mie mi se pare că nu. Pe valabilitatea contractului, părțile au spus sau n-au ridicat obiecții la această valabilitate a contractului, instanța a verificat motive, eventuale motive de nulitate absolută, nu a găsit, tot nu avem nu mi se și pare. Ulterior cu acțiune în nulitate relativă, să spunem. Ea corespunde într-o foarte mare măsură, acest exemplu, este l-aș asocia foarte mult cu exemplul numărul 2 de la mine. Sigur, poate eu n-am avut chiar inspirația să găsesc pe ăsta. Atunci mi-am dat seama în timpul discuției că de fapt asta, de-aia și v-am zis asta, că mi-a venit una și mai gogonată în minte și de fapt asta era. Cu nulitatea relativă. Eu am pus-o într-o zonă, s-a pronunțat pe nulitatea relativă, deci ar fi trebuit să vadă că... Dar și asta, și am spus, cere rezoluțiunea. Normal că atunci când discuți rezoluția, trebuie să vezi dacă e contractul valabil. Doi, nu e rezoluția, executarea contractului. Trebuie să vezi dacă ești în fața unui contract. Dar nu se ridică problema. De-aia eu duc autoritatea. Ce spun aici, sigur, eu am făcut o sinteză maximă. Dar trebuie să înțelegeți că nu e chiar o voință a mea. Ea vine în urma unei analize a unei jurisprudențe și unei doctrine, din care pe zona autorității cea mai consistentă, cea mai relevantă și cea mai modernă e cea a doamnei Nicolae. Ei merg foarte mult pe ideea dezbaterii, în sensul de punere în discuție. Adică să fie ceva expres, să fie ceva clar. De aceea aceste modalități de gândire predictibile, previzibile, aproape, cum să zic eu, mai mult decât necesare, pe care judecătorul le-ar face, nu au această garanție totuși a existenței lor și, doi, cu siguranță că nu au garanția dezbaterii. Ceea ce înseamnă că și dacă el s-a gândit, oricum nu s-a gândit în mod contradictoriu. Și atunci nu ar intra sub autoritate. Dar, repet, tot ce spunem acum, tot ce am spus, este o chestiune de cum definim cauza. De-aia am mers pe... Și de-aia sper să vă fi incitat suficient, n-am epuizat domeniul. Dar v-am arătat cât de incitant el și cum poți să schimbi nu numai soluțiile dintr-un proces, poți să schimbi fața dreptului până la urmă, cum v-am spus, că s-au apucat să facă o altă tipologie de acțiuni, printr-o simplă jonglare a definiției. Mai ne îngăduiți 2, 3, 5 minute numai pentru o trecere în revistă? O să vă spun, oricum voi prezenta materialul, o să trec direct la concluzii, pentru că mai aveam în materie de litispendență, destul de mult. Care e problema la litispendență? O să vă spun pe scurt. La litispendență, noțiunea de cauză trebuie interpretată mai larg. Și condițiile autorității, viitoare autorități, trebuie interpretate mai larg. De ce? Pentru că are funcția de a preveni, a preîntâmpina existența unor hotărâri contrare și aplicarea autorității de lucru judecat sau a revizuirii, Doamne ferește, pentru unele. Și atunci, de fapt, noțiunea de cauză și aici aș îmbrățișa din ce în ce mai mult din latura factuală, dacă în realitate cele două descrieri. Vă spun și de ce. La autoritate ai o hotărâre deja în care judecătorul fie a fost de acord cu calificarea juridică, fie a făcut el o calificare juridică și a dat o hotărâre. În cazul litispendenței n-ai o hotărâre. De obicei se invocă, mă rog, poți să ai una dacă una e direct în apel, dar de cele mai multe ori ambele sunt în prima instanță. Deci nu s-a stabilit încă o calificare juridică. Judecătorul care soluționează excepția de litispendență are o situație de fapt și o propunere de calificare juridică din partea părții, iar dincolo are o situație de fapt și o propunere din partea. El nu știe ce calificare juridică va da situației de fapt judecătorul celălalt, nici el încă n-a dat-o în cauza lui. Ceea ce este
și colo și colo e ansamblu faptic. Și el nici nu mai are când să afle, pentru că el trebuie să pronunțe pe excepție atunci. Oricum nu știu dacă ar da el calificarea juridică, nu știu cum o să facă la calificarea juridică. Ceea ce înseamnă că litispendența de cele mai multe ori dă pe identitatea faptică. Și într-adevăr, aici, la autoritatea de lucru judecat, de exemplu, putem spune, domnule, s-a pronunțat pe rezoluțiune sau pe executarea contractului, trebuie să fie analizat că e contractul valabil. La autoritate spunem da, dar n-a pus în discuția părților. Dar la litispendență, când n-a venit încă momentul să pună în discuția părților, ai dincolo executarea unui contract și dincolo acțiune privind rezoluțiunea lui sau acțiune privind nulitatea. Poți să spui, e litispendență între cele două, păi spui, stai un pic, acțiunea asta privind nulitatea, de fapt este un element intern al acțiunii privind executarea. Cum o să spună judecătorul ăsta că rezoluționează contractul sau cum spune el că execută contractul dacă nu are întâi valabilitatea lui? Unde e valabilitatea? E aici. De fapt e una și aceeași. Dar e mult diferit de ce? Pentru că încă n-a venit momentul punerii în discuție. Ba da, în felul unindu-le, se pune și în discuție. Deci de-aia litispendența e întotdeauna mai largă cauza decât în cazul autorității. Larghețea venind din această chestiune. La autoritate e o hotărâre finită, știi cum a fost calificată, pentru că la litispendență ea urmează să se califice. De multe ori un proces este o etapă a unuia dintre ele. Vezi, nulitate absolută, dincolo executarea contractului. Păi nulitate absolută trebuie să o depășești ca să ajungi la contract. Să execuți. Și atunci poți să le unești pe litispendență. Asta e o teorie care vine chiar din dreptul european. Această teorie este specifică CJUE și se numește teoria punctului central. E de origine germană. Kirchenpunkt Theorie, care spune exact când două procese au un punct faptic central. De fapt, se aia e litispendență. Pentru că nu poți să ajungi la concluzia, la soluția unuia până a trece prin celălalt. Trebuie să treci prin celălalt. Și atunci celălalt se înglobează, îl mănâncă, primul mănâncă pe celălalt. Și atunci, într-adevăr, dar asta e posibil numai la litispendență, la autoritate. Nu, pentru că trebuie să se fi pus în discuție. Și efectele sunt diferite. Litispendența presupune unirea și judecarea lor. Autoritatea înseamnă că al doilea nu mai trebuie să existe. Și atunci, evident că trebuie să gândim altfel. Aveam și la limitele dreptului și la motive de recurs și la revizuire câteva, dar o să mă îndrept să trec concluzii, prin a le fixa măcar, concluziile discuției parțiale, e adevărat, este că cauza cererii e o noțiune bivalentă, care presupune ansamblu, de fapt, și calificarea juridică oferită de parte și confirmată sau infirmată de judecător. Părțile sunt suverane asupra faptelor, iar judecătorii suverane asupra dreptului, cu limitele pe care le-am arătat și pe care sunt sigur că o să le dezvolte domnul Bozeșan după pauză, care recalificarea cererilor ca temă. Jurisprudența noastră păstrează o rezervă majoră din ce am observat în privința schimbării cauzei cererii sub aspectul calificării juridice, în lipsa unui acord al reclamantului, deși textul de la 22 vorbește de un acord expres al ambelor părți, totuși jurisprudența noastră e destul de reticentă. Jurisprudența noastră nu a îmbrățișat teza naturii exclusiv factuale a cauzei cererii, ba chiar aș spune că în lipsa unei dezbateri teoretice e foarte atașată de latura juridică a cauzei, de multe ori asimilând partea juridică cu cauza. Și, în fine, ceea ce jurisprudența noastră nu primește în mod semnificativ, am zis eu, vedeți că știu că sunt unele teoria concentrării mijloacelor care ar conduce la o implicită autoritate de lucru judecat și asta e oarecum tocmai pentru că n-am îmbrățișat teza factuală a cauzei. Și că în apel, asta n-am mai apucat în discuția făcută, să se pot formula critici
în privința modului în care s-a fixat cauza cererii la prima instanță, dar nu s-ar putea stabili pentru întreia oară în apel o cauză a cererii, fără să fie existat o dezbatere la prima instanță. Sub nicio formă nu s-ar putea schimba o cauză a cererii sub aspectul laturii factuale. Deci, cu alte cuvinte, fără să mai parcurg faza apelului, în apel poți, dacă prima instanță a greșit în stabilirea calificării juridice, să critici această stabilire. Și atunci, în apel, te poți judeca pe altă calificare juridică, când, dacă ai arătat că tu ai făcut o calificare juridică, instanța ți-a negat-o și a pus altă calificare juridică și tu, în apel, critici acest lucru. Evident, instanța de apel să zică, da, e bună calificarea ta juridică, dată greșit a făcut prima instanță o calificare incorrectă, o judecăm direct în apel pe calificarea dată de tine. Nu înseamnă că e o pierdere a dublului grad de jurisdicție, pentru că situația, de fapt, rămâne aceeași și pe care nu poți să o schimbi în apel. Aia rămâne intactă. La calificarea juridică poți. Însă nu poți în apel să vii și să spui, n-am avut nicio dezbatere la prima instanță pe calificarea juridică, eu am propus una, instanța nu a spus că e greșită, nu a fost nicio dezbatere și vreau să o schimb în apel. Aia, evident, nu poți să o faci, adică să propun o nouă calificare juridică în apel. De cele mai multe ori însă e o critică, pentru că de multe ori se poate întâmpla ce? Prima instanță să spună calificarea ta juridică nu e bună, resping cererea. Și atunci tu critici, de multe ori nici măcar nu critici calificarea instanței, critici că n-a pus-o în discuția părților. De multe ori și atunci apelul se admite, discuția e dacă se trimite spre judecată sau se păstrează. Se păstrează, în opinia mea, că a fost totuși o judecată pe fond și te judeci în apel pentru prima dată pe o calificare juridică pe care nu a judecat-o prima instanță, dar, mă rog, pe aceeași situație, de fapt, deci, ai acces la o instanță de fond. Îmi pare tare rău că n-am epuizat tot ansamblul, să zicem, pe care vi l-am pregătit, dar eu zic că prin cele care le-am dezvoltat, sigur, nu puteam să epuizez cauza juridică, e foarte amplă, dar v-am stârnit măcar interesul pentru aceste mutări din domeniul acesta și o serie de, să zicem, incitări la a analiza pe viitor problema cauzei. Sigur, materialul las și sunt unele lucruri importante pe apel, mai ales acolo, astfel încât, evident, până la urmă, ceea ce contează este opinia pe care dumneavoastră vă faceți, dar e o zonă foarte, foarte ofertantă, ca să zic, pentru că ea va fi fixată nu pe legiuitor, ci prin jurisprudență, chestiunea asta. Niciodată legiuitorul nu o să definească cauza, clar. Vă mulțumesc mult pentru audierea intervenției mele, sper să mă fi ridicat măcar în parte la pretențiile dumneavoastră, mulțumesc și Institutului pentru invitație. Și cred că trebuie să consemnez că e pauză, nu? Așa ar fi, cu întârziere, dar vreau.